Deci eu nu port mască. Mă, băganaș. De ce nu port mască? Gurzu se te lege, vine Gurzu se te lege. Tot județul și orașul, la 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 la. Fie că eu le se nașu. Au 3000 de capuri pe 30 de femei care să trece tare. Gurzu își bate joc de ei. Dacă Gurzu îți pare, ce să facă abii? Cine îi mai e de teroare? De ce mă înjur? De ce mă stropești, coapă? Să ieși un mă... Leagă-l aici! Zite, te rog! Leagă-l aici! Thank you.
pe unul dintre curățe noastre, pe o scară, un rog, un cam care trebuie și în cuvântul. Chinita vine după mine în post. Umpli. Am fost la poliție orașului Năvodali, unde am depus o plângere penală pentru incidentul pe care l-a produs angajatul Unită, ăla care mă hărțuiește, ăla care m-a lovit. De cât serafimii, oarea fără strigăciune, pre Dumnezeu cuvântul ai născut. Fata mea. De ce nu purtați domnul polițist local? Nu la telefon, mă. Mai luat acum primire. Și pe nas și pe... Ia uite-l pe ăla care m-a lovit. Intră în magazin, în fața scării. Becherul care m-a lovit.
Seamănă-te cu mine. Ce morți mă te ai? Ce-ai? Păi de ce m-ai lovit? Nu te morți mă te, că n-a dat nimeni în tine. Să mor tu, uite că am telefonul pe registrare. Păi ia al telefon, eu te bag la buscare. Îmi cer scuze că deranjez, mă numesc Ciprian Gurzu, marți am fost lovit de către un individ de la sediul Nisa Urică, un angajat de-al lui. Așa, și acum mă pândeam în fața scării și i-am zis, șmecherul care lovește lumea, și mi-a zis, tu te morți, măti, că nu te-a lovit, nu te-a lovit nimeni. Eu am înregistrarea și de azi și de marți. Persoana respectivă mai este? Păi nu știu, domne, că eu am intrat în casă, dar au camere la magazinul ăla de lângă scară. Păi ăla mă pândește, eu nu mai pot să mă ies. Plângere o depuneți la poliție cu înregistrările care le aveți? Păi o depun, am depus și marți. Și ce s-a făcut? Și nu s-a făcut nimic. Domnul Gurzu, am depus marți pentru ce s-a întâmplat marți. Da. Astăzi depuneți pentru ce s-a întâmplat astăzi. Păi și eu mie domnul Dobre, mie îmi este teamă să mă ies din casă, că l-aș bea cafeaua, chipurile cum și-o bea și când a aruncat-o marți pe mine, înainte să mă lovească. Ăla stă în fața... Unde scării. Sunteți dumneavoastră în momentul de față? Acasă, am intrat în casă, ăla mă pândește în fața scării, la magazinul de lângă scară. Da, bine, o să vină pe vadă dacă îl identifică. Păi ce, cum domne să-l vadă dacă îl identifică? Păi să vină dacă la mine este la... Dacă la fața locului și îl poate identifica, asta v-am spus. O să vină patrula și o să păi se vă cu unul, conduce un Renault 3 pe firma lui Nisa Urică. Mă, plângerea împotriva lui angajatului Nisa, care din nou m-a înjurat, tulburând ordinea și liniștea publică, coroborat cu frica pe care, cu spaima, senzația de teamă pe care mi-a produs-o. În urmă cu două zile m-a lovit. Acum vedem ce se întâmplă, că în cadrul meu s-a dat mandat de reținere în acea zi, pentru legitimă apărare. Acum să vedem ce se întâmplă, că nu se întâmplă nimic. La 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 la, fie că-i ales nașul, la 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 la.